Bine ați revenit pe canalul meu. Dacă se aude vreun zgomot, să știți că este aerul condiționat fix de aici, deasupra capului meu, pentru că am venit de afară și era destul de canicul afară, așa că am zis să dau puțin drumul la aer să mă ventilez. Înainte de toate, vreau să bușiți butonul ăla de like, subscribe și să vă abonați la Clonțopel pentru a fi cât mai mulți. Am văzut eu în vlogul anterior că ați fost destul de curioși și ce persoană vorbeam, care era acea prietenă, cine mă urmărește de mult timp și-a dat seama, cine nu... Aie, mai uitați-vă pe la clipuri, că o să vedeți cine nu mai apare prin clipurile mele. Și să nu mai stăm prea mult la palavre și zic să începem. Scuzați-mi, fățuca, doar că abia ce m-am demachiat că am venit și eu acasă de la solar. Da. Începem cu primul produs, care este puțin prăfuit, pentru că știți că am renovat și aceste produse. Mamă, mi-au căzut din poală! Aceste produse erau pe balcon, așa că apa micelară de la Garnier, apa micelară cu gălbijor, este preferata mea. Mai am la baie încă două ape micelare de genul, iar mami când o să vină o să-mi aducă și ea din nou această apă micelară, pentru că nu știu, mi se pare că efectiv, dintre toate de la Garnier, ea demachează cel mai bine. Nu este recomandată neapărat pentru fetele care poartă extensii de gene, dar dacă ești atentă cu ea, poți să te demachezi incredibil de bine. Față de cea roză, mi se pare de nota 12, ca să ne înțelegem. O punem frumos aici și aia. După aceea știți că eu le duc la gunoi. De asta am zis să fac vlogul ăsta. Mai avem aici... un gel de duș. Eu cred că v-am mai povestit vouă de cele de la Balea. Acesta este preferatul meu la miros. Mie nu prea îmi place lămâia. Eu sunt genul de om care mănânc lămâie cu sare, nici de cum lămâie cu zahăr. Îmi place mult de tot așa combinația asta, dar eu v-am mai povestit despre ele că, din punctul meu de vedere, nu curăță atât cât mi-aș dori eu, cum mi-aș dori eu acest gel de duș. Da, mirosul este incredibil, prețul este minunat, doar că l-am pus pe acesta ca și săpun de mâini la baie, nu l-am mai folosit ca și gel de duș. Dar este o bună achiziție pentru săpun de mâini, dar nici acolo nu sunt foarte, foarte încântată, că nu face cine știe ce spumă. Da, îl punem și pe ăsta aici. Pe ăsta l-aș recumpăra, nu știu, dacă îmi place mult cu miroase unul, știți ce zic, sau pe ăsta, că îmi place ăsta cu lămâiță. Mai avem aici un gel de duș pe care l-am cumpărat eu mai de mult și vi l-am prezentat că l-am comandat de pe Parfumo sau ceva. Îl știți pe cel de la Tesori d'Oriente cu ulei Marocon Oil și ăla ceva ambiental, de v-am zis eu de gelul ăla de duș, gen ulei, stil ulei. Așa era și ăsta, cu migdale. Mie îmi plac foarte mult migdalele, doar că la acesta am avut o mică problemă, pentru că nu se compară cu cel de la Tesori d'Oriente. Bă, deloc. Adică eu abia așteptam să-l consum, să ne înțelegem. Nu l-aș mai recumpăra, prețul a fost în jur de 12 lei, cred, dar mai bine mai pui 5 lei și ți-l iei pe cel de la Tesori, pentru că ăla și persistă în cava și gura și și hidratează pielea, adică persistă mirosul. Încă un produs care pe mine m-a dezamăgit este acesta de la, habar n-am să-l pronunț, o să vă las pe voi, care și el este plin de praf, da? Cheune, Cheine, habar n-am, nu știu să zic, paraben free, jasmine, argan oil, sandalwood. Vreau să vă spun că nu mi-a plăcut cum a mirosit acesta. Nu-mi pasă că este bio. Este și un preț destul de mare la el și... tati, nu e ce trebuie. Deci dacă îl vedeți, uitați-l încă o dată, da? Să nu-l cumpărați. Deci, nu. Miroase nașpa, nu-ți lasă părul mătăsos. Mai exact, nu face nimic. Abia așteptam să îl termin. Efectiv, l-am folosit doar pentru a-l termina, că știam că este un produs destul de scump și de asta, dar așa, nu, mulțumesc, nu aș recumpăra așa ceva niciodată. Stați că am și praf pe mâini, să ne înțelegem.
Hai să iau eu de aici unul. Acest, cum se numește, fixativ de la Balea este unul micuț, travel, să-l numesc așa. Eu nu prea mă dau cu fixativ dintr-un simplu motiv. Că nu îmi fac părul cu bucle sau tras la placă să am nevoie sau ceva. Dar unul în casă de ăsta mic, ținând cont că eu nu folosesc, eu zic că este ceea ce vă trebuie. Nu unul de la mare, că oricum l-aș ține, cred că cel puțin un an, să ne înțelegem. Și pe ăsta îl am, cred că de anul trecut din vară. Deci ăsta are un an și totuși abia acum l-am... Nu, mai are puțin, nu l-am terminat încă. Dar am fost mulțumită de el. Prețul este destul de mic, el este destul de mic. Deci ăsta, like, mi-a plăcut, l-aș recumpăra și cred că chiar o să-l recumpăr când ajung prin DM. Să am acasă în cască, mi-o-i face niște bucle mirobolante, dar eu nu prea folosesc nici spumă, nici fixativ. Această apă de gură, știu, sunt produse terminate, doar că uitați cât am folosit din ea. Băi, mânca v-aș gura. Deci această Listerine Advanced Tartar Control, am pronunțat corect, măcar atât, este oribilă. E oribilă la gust. Din nou, o am de un an de zile. Am zis, lasă-o că țin acolo. Ce? Că nu mi-a plăcut deloc, nici în combinație cu apă și... Nu. Îți ia gura foc, să ne înțelegem. Nu este o apă de dinți pentru oricine. În caz că nu știați, și apele de dinți se iau în funcție de ce îți recomandă dentistul, pentru ce probleme aveți voi. Nu așa după ureche, cum am făcut eu, că am zis, e albastră, cred că e super mentolată, fresh, sufletul, am dat banii de pomană și nu sunt cele mai ieftine apele de gură, să ne înțelegem. Mai avem doar câteva produse, două sunt pe jos, să ne înțelegem, va trebui să le culeg. Dar, această mască de la Apivita, Face Mask with Royal Jelly, arată cam așa. Vreau să zic că îți lasă fața foarte fină, dar prețul este foarte mare. Eu am luat-o din Sensiblue, a fost în jur de 60 de lei sau 80 de lei, nu mai știu. Nu își merită prețul, adică dacă îmi fac un gomaș, fața mea este la fel de fină, fără să folosesc această mască enorm de scumpă. Deci uitați-o și pasta, nu vi-o recomand. Se pare că acest clip este mai mult cu produse pe care eu nu vi le recomand, ați observat, decât cele care îmi plac, gen. În fine, asta nu o voi mai recumpăra, da, îți face pielea fină, dar pentru 70 de lei cât o fie, când mai știu dacă 60 sau 80, nu merită banii. Avem aici un șampon pentru creșterea părului. Acesta, de la Favisan. Efectiv, scrie pe el șampon pentru creșterea părului. Eu pe acesta îl folosesc de câțiva ani. De fiecare dată când îl văd într-un plafar, îl recumpăr. Am fost foarte mulțumită de el. Multe persoane care l-au mai folosit au zis că au văzut diferența la puiuții ăștia. Am, nu știu ce să vă zic, cred că și la mine au mai crescut ăștia, sincer să fiu, dar nu bag mâna în foc. Dar eu mereu îl recumpăr pentru că are un preț foarte mic, în jur de 15 lei, 17 lei, miroase a plante, îmi place. Merită un like și merită recumpărat, puteți să-l încercați și voi pentru creșterea părului. Și dacă suntem la creșterea părului, mai am un produs, acesta, pe care vi l-am arătat când am făcut baie, de la Apidermin, șampon regenerant cu lăptișor de matcă. Deci acestea două eu le folosesc pentru creșterea părului. Pe amândouă le găsiți în plafar. De ce mă tot bulbui astăzi? Nu știu care e problema mea, dar iertați-mă pe mine, știți ce zic? Dacă vreți ceva, sunt naturiste, nu sunt scumpe, acesta a fost 22 de lei și acesta în jur de 17 lei. Niște prețuri bombă, doar că și acesta eu am auzit că este foarte bun, doar că trebuie să-l folosești minim 6 luni să vezi un rezultat. Eu abia îl folosesc de 2 luni, știți ce zic? Că mă spăl prima dată cu șamponul meu și după aceea revin cu ăsta și îl las puțin mai mult să acționeze. Așa fac și cu acesta. Deci,
vi le recomand. Le punem aici la locul lor. Am găsit această ojă. Sigur ați văzut-o la DM. Stați să vi-o arăt cam așa. În caz că vi-o doriți. Nu! Din nou, are un preț destul de mare. Este în jur de 50 de lei. Această ojă, la DM, băi, mânca v-aș gura. Deci, efectiv, seamănă cu cele de la Opi, ca și cum arată ele așa. Dar pe cât de frumoasă este culoarea, că este un nude, un roz, pudră, foarte nude, nu știu ce. Vreau să vă spun că după ce m-am dat cu primul strat și al doilea strat, s-au făcut brobonele. Eu cred că multe lume nu le cumpără din DM, pentru că sunt scumpe, cei drept, niște oje, 50 de lei și nu sunt Opi. Și cred că sunt foarte vechi, că altfel nu mi-explic, pentru că ea și acum are o consistență foarte mișto. Dar pe unghie, de când am dat-o, nu mi-a plăcut. Am încercat să-mi fac pedicura, la fel, nu se usca. Hai, treci peste faptul că mai ai câteva brobonele, care alea pe mine mă deranjează maxim. Bă, dar pentru faptul că nu se usucă neam de neamul ei, nu mulțumesc. Nu o cumpărați, că nu pierdeți nimic, vă zic eu pe cuvânt. Și mai am doar două produse, stați puțin să le culeg de jos. Hello! Și mai am unul. Voi începe cu șamponul meu faimos, pe care îl super recomand, pentru că lasă părul fin, miroase superb și numai complimente la adresa lui. Dacă mă mai întrebați cu ce mă spăl, să știți, acest șampon eu îl recomand de fiecare dată pentru un păr fin și ușor de descurcat. Și stați liniștiți că mai am la baie încă două noi nouțe. Nu rămân niciodată fără produse, vândem și pe voi. Când vă găsiți un produs bun, mai cumpărați-vi-l odată. Adică luați-vă două. Unul vi-l puneți frumos la baie, vă spălați cu el pe cap. Și al doilea vi-l păstrați să, după ce se termină, să-l aveți acolo. Că cine știe cum să o scoate și gama asta. Că au mai avut cei de la Elsev un șampon foarte mișto roz și l-au scos de pe piață. Acesta nu vreau să dispară, să ne înțelegem. Nu vreau să dispară, este perfect. Și ultimul produs. În casa aceasta știți că se află doar un mascul, Feroce. Și acela fiind Richard. Nu se dă el cu Adidas, mi-am luat eu. Și haideți să vă spun. Am stat eu să mă gândesc că cele mai bune deodorante sunt cele de bărbați. Nu mă întrebați de ce. Nu mă deranjează să mă dau cu deodorante de bărbați, pentru că rezistă mult mai mult și mirosul fresh, ăsta, bărbătesc, nu mă deranjează. Bă, și-a făcut treaba. Cred că de acum, după ce îmi voi termina deodorantele pe care le am la baie, îmi voi cumpăra tot din acestea pentru bărbați, pentru că, băi, sunt incredibile. N-am ce să le reproșez. Dar chiar că nu mai are nici măcar fâs-fâs. Ah, mai aveai ceva? Nu, e aer. Da, e mult aer. Ca să înțelegeți cât de mult l-am folosit, da? Cam acestea au fost produsele pe care am vrut să vi le prezint. Acum voi știți dacă vreți să vă luați după mine ce să vă luați și ce să nu vă luați. Eu știți că sunt foarte sinceră cu voi, adică nu v-am păcălit niciodată. Vă super pupicesc și totuși stați aproape pentru următorul clip. Dacă aveți idei, lăsați-mi-le în comentariu. Știu că mi-a zis cineva să fac ceva despre gene. Problema este că nu am acum lipici. Să vă demonstrez cum se fac genuțele, să vă dau mai multe informații, dar promit că voi face și un clip de genul cât mai curând, pentru că știu că sunt foarte multe interesate printre voi să vedeți din nou tot ce vă arăt eu, ce vă trebuie pentru gene și așa mai departe. Am primit mesaje pe Instagram și o să țin cont de ele și voi face un clip despre genuțe. Vă super pupicez și aveți grijă de voi! Bye!